Sunt convins că cei mai mulți dintre voi, fie că ne ascultați din sală, fie că ne ascultați online, ați început să vă faceți un fel de retrospectivă a anului pe care urmează să-l încheiem. Și asta facem cei mai mulți dintre noi și asta probabil că deja începeți să vedeți pe site-urile pe care le citiți, știrile, ziarele, revistele și așa mai departe. Nu e o excepție nici revista Time, care este o revistă destul de cunoscută în lume. Revista Time a scos un număr special în decembrie, pe 5 decembrie, în care strâng 100 de fotografii ale anului 2022. Revista apare înainte de finala de fotbal, deci nu vă faceți griji, știu că în biserică nu-i voie cu fotbal, dar nu intrăm în detaliul ăsta. Însă avem între fotografiile anului, cele 100 de fotografii, avem câteva pe care vreau să vi le arăt. Așa că hai să ne uităm la prima fotografie. Prima fotografie este făcută pe data de 29 octombrie, imediat după sfârșitul petrecerii de Halloween în Seul, Coreea. Probabil că știți, la vremea aceea a fost destul de prezent în știri faptul că 150 de oameni prinși într-o busculadă, într-o înghesuială, și-au pierdut viața acolo. Și fotografia arată picioarele tinerilor care sunt resuscitați. O imagine a morții, nu-i așa? O următoare fotografie, din nou, din aceeași spectru, avem, practic, florile și lumânările puse acolo de către oamenii care trec, observați, fotografie bine făcută. Este fotografia făcută la memorialul celor 21 de persoane moarte într-un atentat cu pușca într-o școală din Texas, pe 24 mai. Din nou, moarte și tristețe. În aceeași spectru rămânem în următoarea fotografie, care este o fotografie făcută în Teheran, în Iran. Nu suntem foarte familiari cu zona aceea lumii. Însă în Iran, în toamnă, în 19 septembrie, au avut loc mai multe proteste ale femeilor care protestau împotriva morții unei alte femei care a fost omorâtă de poliție pentru că nu a respectat vestimentația specifică islamului. Și vedem în fotografie femei care fug să-și scape viața fiind amenințate cu moartea de către poliție. Din nou, o imagine specifică a anului 2022 dacă ne uităm dincolo de ograda noastră clujană românească. Următoarea fotografie e un pic mai aproape de lumea noastră și este o fotografie în care avem și nume. George Cheburia își a rămas bun de la soția sa, Maya și copiii. În tren, după geamul aburind, pe 5 martie, este soția cu copiii. Pe peronul gării este soțul ucrainean, care nu știe dacă și când își va mai vedea soția și copiii. Nu e așa că e mai aproape de noi. Din nou, o imagine specifică a anului 2022. Ultima fotografie din câte am ales, sunt 100 de fotografii, le puteți găsi în revistă, pe site. În fotografia asta e mai mult decât izbește privirea, și anume avem pe Nina și pe Priscila, amândouă angajate ale clinicii pentru femei din Houston, care se mai traduce și cu clinica pentru avorturi din Houston. Și practic femeile astea își pun mâinile în cap pe 24 iunie, după ce Constituția Americii a fost schimbată în așa fel încât să nu mai poată fi făcut avort când vrei, cum vrei și unde vrei, ci să fie îngrădită legea respectivă mult mai în favoarea vieții decât în favoarea avortului. E bine, ce frapează este unde apare fotografia asta, într-o revistă care are o agendă foarte clară și o ideologie asemenea, și ce ascunde fotografia asta, pentru că ascunde mult mai mult decât știrea de pe 24 iunie. Uitați-vă, vă rog, în planul secund la cea din spate, ce are pe tricou. Și pe tricou vedeți curcubeu, un simbol furat, dacă vreți, care arată, de fapt, ideologia din spatele întregii mișcări pro-avort. Uitați-vă la următoarea doamnă, care are mâinile puse pe tâmple. Uitați-vă la unghiile ei. Același curcubeu. Deci, dincolo de ce izbește privirea, știrea, momentul, este mult mai multă informație într-o banală fotografie, nu-i așa? Pentru că tragedia este la pachet cu ideologia. Și contextul în care trăim noi 2022 este incredibil de dominat de lucruri de genul acesta. Avem destrămarea fibrei societății, avem libertăți și păcate. Și gândiți-vă ce paradox că femeile astea două plâng după păcat. Nu după ce l-au comis.
ci plâng că nu mai pot să-l comită. Și asta cred eu că este tragedia zilelor noastre. Atunci când am legiferat imoralitatea, suntem într-un punct în care am ajuns departe. Dar punctul acela, tragedia aceasta 2022, și o veți vedea în 80, aproape 80 de poze din cele 100, arată imagini tragice. Foarte puține imagini cu veste bună, foarte puține imagini încurajatoare, foarte puține imagini artistice. Cel mai multe dintre ele arată această tragedie a zilelor noastre. Însă, ce e foarte interesant este că situația a fost relativ similară și pentru alte generații dinainte noastră. Și dacă mergem în urmă, vom găsi cuvinte care descriu lumea în urmă cu 2700 de ani. Aceleași cuvinte pe care le folosim ca să descriem pozele astea 5. Haideți împreună cu mine, dacă vreți, în Isaia. Și aș vrea să citesc în Isaia câteva versete, am să spicuiesc ca să vedeți tabloul pe care îl avem prin cuvintele profetului Isaia. Isaia 1:5. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, rațiunea, și toată inima suferă de moarte, sentimentele și pasiunile. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, răni nestoarse, nelegate și nealintate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele, sub ochii voștri pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Isaia 3:5. Oamenii se vor asupri unii pe alții, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic pe cel pus în cinste. Isaia 3:9. Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor. Iertați-mă, dar din Scriptură. Și ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea fără să o ascundă. Vai de sufletul lor căci își pregătesc rele. Dacă cuvintele astea nu descriu lumea noastră, nu știu ce descriu. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în lupte. Porțile fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ. Imaginea aia goliciunii și a disperării. Isaia 5. De aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie, boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. Și de câte ori apare în Isaia până primele 10 capitole? Vai de popor, vai de oameni, vai de tine, vai așa. Și dacă n-am fi văzut pozele de anul acesta, parcă am fi fost oarecum distrași de cuvintele din Isaia de acum 2700 de ani. Știți ce e frumos? Că Isaia nu rămâne acolo. Ci Isaia 9 începe în felul următor. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și când te gândești că cuvintele astea ale profetului sunt valabile și astăzi, altfel pleci de aici. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Versetul 4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care lovea spinarea, nu iau acelui ce asupra, le-ai sfârmat. Și apoi vine versetul pe care știm cu toții. Căci un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui și o va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Pentru că noi astăzi sărbătorim exact împlinirea acestei profeții. Paradoxal, răspunsul lui Dumnezeu pentru toată nenorocirea prin care trece Israelul este un copil. Un copil este răspunsul pentru tot ceea ce experimenta Israelul, dar pentru că este o profeție, este un răspuns și pentru noi astăzi, aici, acum. Toate nenorocirile pe care urma să le treacă poporul Israel, gândiți-vă câte urmează să mai treacă de la profeția asta, erau generate de popoarele din jurul lui. Armate peste armate, conducători militari, împărați, comandanți și mai departe. Și toate astea generau în poporul Israel o așteptare legitimă, dacă vreți, care să aducă în fața lui o salvare care să împlinească nevoia specifică, și anume eliberarea de tot ceea ce experimenta Israelul atunci. De aceea aveau nevoie poate de un judecător, de un profet, de un împărat, de un comandant, de orice. Și Scriptura vine și zice, răspunsul Dumnezeu este un copil.
Un copil ni s-a născut este umanitatea lui, pentru că este copil, om ca toți oamenii, și trece prin nașterea prin care trec toți oamenii. Și asta e umanitatea lui Iisus Hristos. Dar zice că un fiu ni s-a dat, pentru că fiul este deja cel care are un tată, dar mai ales că ni s-a dat pentru că n-am putut noi să-l facem. Orice am fi făcut, n-am fi putut să-l fabricăm, n-am fi putut să-l producem. El este dat. E semnul Harului Divin. Și apoi ni se spune că domnia lui va fi pe umărul lui, și anume este de rang împărătesc. Și toate astea trei într-o singură persoană. Asta este Iisus Hristos, pruncul născut. Îl vor numi minunat sfetnic, pentru că cei ce au sfătuit până acum pe popor și-au dat testul și-au văzut unde l-au adus. Dumnezeu tare, pentru că atât de jos ajunsese poporul, încât doar Dumnezeu putea să-i mai smulgă de acolo. Apoi ni se spune că e părintele veșnicilor sau părintele veșnic, pentru că până acum au avut o mulțime de conducători vremelnici și în sfârșit vine unul care nu va mai dispărea. Fiindcă domnia va fi pe umărul lui pentru totdeauna. Și Domnul al păcii, gândiți-vă ce aude evreul care trece prin război, robie, război, război, război. Că vine Domnul păcii. Doar că Dumnezeu n-a venit să-i împace doar pe ei și cu vecinii lor, ci a venit să-i împace cu El, cu Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim puțin și să observăm câteva lucruri. Gândiți-vă ce așteptări aveau ei și ce li se promite. Își doreau conducătorul, își doreau omul politic, își doreau judecătorul, profetul. Și li se promite un copil. Apoi gândiți-vă când li se promite și când se împlinește. Gândiți-vă că cu promisiunea asta poporul Israel trebuie să mai trăiască încă 700 de ani. De ce? Pentru că Dumnezeu știe exact cum să ne treacă prin greutate, știe de ce avem nevoie ca să ieșim de acolo și știe exact când avem nevoie de un salvator în greutatea noastră. Și acum hai să mergem 700 de ani mai târziu și să ne uităm la un pasaj specific pentru seara asta. Matei 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și magii ăștia erau o categorie de oameni foarte interesanți, pentru că erau niște oameni de știință, conform vremurilor de atunci, care îmbinau foarte interesant astrologia cu astronomia, știau religii, știau filozofie, știau matematică, se pare, și știau foarte multă istorie. Cel mai probabil că veneau de undeva din zona în care Daniel spusese poporului și știau ceva din ceea ce Daniel spusese. Așa că ei știau că urmează să se întâmple o naștere împărătească, un împărat al iudeilor. Și pleacă din răsărit, undeva din zona Bagdadului de astăzi, și pleacă înspre Israel. Hai să vedem mai departe ce spune aici. Și au întrebat, când au ajuns la Ierusalim, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Care e așteptarea lor să găsească un împărat? Unde îl caută? La Ierusalim. Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod, adică împăratul care era pe scaunul împărătesc, că trebuie să se mai nască un împărat și nu-i la el în casă, ăsta e șocat, da? Și zice, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit, am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Și acum observați aici paradoxul. Adunat la el pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și-a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu. Cine spune asta? Evrei, da? Poporului meu, Israel. Și acum paradoxul stă în faptul că oamenii care nu te așteptai să caute pe Iisus să se închine lui, îl caută, și cei care știu profețiile și că trebuie să se nască cuiva să se închine, nu îl caută. Și avem aici o întâlnire între două personaje foarte interesante. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi să-mi dați și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Observați, magii caută să se închine, Irod și el vrea să se închine. Aici lipsește focalizarea, nu vedem că trage din ochi. Deci vreau și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
Au intrat în casă, au văzut pe pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat, a treia oară se închină, vedem cuvântul s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Ce caută? Un împărat. Unde îl caută? La palat. Unde îl găsesc? Într-o oarecare casă. Cu cine? Cu niște părinți obișnuiți. Ce așteptări au? Ce găsesc? De bun, dar citesc textul ăsta de câteva ori și îmi dau seama că ceva lipsește. Și magii ăștia vin, călătoresc undeva la 1500 de kilometri, probabil că durase câteva luni de zile, drumul ăsta pe jos și cu cămile, și când ajung acolo, intră în încăpere, văd pruncul, văd pe Maria, văd pe tatăl lor Iosif, se pleacă la pământ, se închină, îi dau daruri și pleacă. Ce lipsește? Și am un indiciu că aici, clar, magii au venit singuri, fără soții. Dacă erau soțiile, nu lipsea detaliul ăsta. Vă ajut cu întâmplare. Recent am fost într-o biserică în care obiceiul bisericii din locul acela a fost ca la binecuvântare să vină păstorul în față și să ia copilul în brațe. Doar că la binecuvântarea asta care avea loc după ce am predicat eu în locul acela, au fost 9 copii deodată la binecuvântare. Au fost mai mulți copii decât păstori prezenți. Și iese prima familie, iese un păstor cu ei. Iese a doua familie, iese a treia familie și tot așa, până își dau seama că ultima familie a rămas fără păstor. Păstorul senior de acolo din biserică se uită către mine și zice: Vlad, hai încoace! Mă duc și eu acolo în față, iau copilul în brațe, care a fost prima întrebare? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe copil? Văd prima oară un copil, întreb cum îl cheamă. Și magii? Au văzut pe pruncul, pe Maria, s-au închinat, i-au dat daruri și au plecat. Dați-mi voie să vă întreb, cui se închină magii? Cine era pruncul acela de curând născut pentru ei? Ce îl întreabă pe Irod? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Că am venit să ne închinăm și noi lui. Cum s-au fi închinat lui, cui s-au fi închinat și ce au crezut ei despre pruncul respectiv. Lipsa finalului întâmplării îmi dă voie să mă gândesc oare ce s-au fi întâmplat acolo. Și nu o să aflăm decât în cer. Dar întrebarea mea pentru tine și pentru mine este: ce am fi făcut noi? Cel mai probabil că ei veneau din zona Bagdadului de astăzi, unde era și acolo un dezastru politic. Or fi venit să se închine unui nou împărat să se pună bine cu el? Or fi venit să se închine că de ce să nu fim bine cu toți vecinii noștri? Nu știm. Dar ce știu e că nu îl întreabă cum îl cheamă. Fiți atenți ce spune Matei 1:21. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. Are nume. Maria și Iosif știau foarte bine pe cine cresc. De ce? Pentru că zice, vei spune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Maria și Iosif știau că cresc acolo pe Mântuitorul. Știau că cresc acolo pe Iisus, care a venit să ierte păcatele lumii. Oare nu era un detaliu important pe care magii trebuiau să știe? Păstorii, gândiți-vă la păstări. Îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Scopul cu care vine acest prunc în lume este să mântuie lumea de păcatele sale. Că și el a venit să caute ce l-a pierdut și să mântuiască. Vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Împăratul de curând născut al iudeilor este foarte distant, este doar un împărat. Dacă am venit să ne închinăm pruncului născut care este mântuitorul lumii, sună cu totul altfel. Și întrebarea mea pentru mine și pentru tine în seara asta este: cui ne închinăm noi atunci când ne închinăm?
Nu vă temeți că își vă aduc o veste bună, că este o mare bucurie pentru tot norodul. De ce e vestea asta bună? De ce e vestea asta bună și pentru ei și pentru mine aici acum? Pentru că este așteptată de multă vreme. Când am spus că vorbește Isaia? Cu 700 de ani înainte să aibă loc nașterea aceasta. E o veste bună, l-așteptați de atâta vreme. Iată că s-a născut. Dar cine s-a născut? S-a născut Mântuitorul. Și tot Isaia folosește un alt cuvânt. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion. Pentru cei lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Cu alte cuvinte, vestea asta așteptată, care e o veste bună, înseamnă că vine cineva care plătește prețul ca eu să am ceea ce am pierdut. Aia înseamnă răscumpărător. Ce am pierdut? Pierdut viața veșnică. Și a venit Mântuitorul, răscumpărătorul, Iisus Hristos, Domnul, să plătească prețul. Lui ne închinăm noi. De ce e o veste bună? Pentru că împlinește nevoia specifică a poporului, care este mântuirea. Și mântuirea asta este specifică și mie, și ție, și lor de atunci, pentru că noi ne-am născut cu toți în păcat și cu toți avem nevoie de mântuire. De aia e important să știm cui ne închinăm noi. Și este valabilă aici și acum, atunci și acolo, fiindcă e nevoia noastră existențială. Zice, îi veți pune numele Iisus pentru că va mântui pe poporul lui de păcatele sale. În ebraică e un joc în cuvânt, îi vei pune numele Yeshua pentru că el va iașa pe poporul lui de păcatele sale. În numele lui stă identitatea lui și în numele lui stă închinarea mea. Vestea bună este numele lui. De aceea, cum îl cheamă? De aceea, cine este el pentru tine? Cine este împăratul de curând născut al iudeilor pentru tine? Este împăratul iudeilor? Sau este Dumnezeul meu în care mă încred? Deseori ne dorim vindecarea fără vindecător. Ca să punem în termenii Crăciunului, ne dorim darul, dar fără dădător. Și asta e rugămintea mea pentru tine astăzi. Gândește-te la cine dăruiește. Fiindcă ce dăruiește El nu mai poate dărui nimeni. Și anume iertarea păcatelor. Hai să ne rugăm împreună. Doamne Tată, îți mulțumim că în bunătatea Ta ai dăruit cel mai de preț lucru pe care l-aveai. Și a fost viața Fiului Tău. Îți mulțumim frumos că L-ai trimis să se nască ca să trăiască ca și oamenii, fără păcat, ca să poată să plătească prețul pentru păcatul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că ne uităm la nașterea Lui, gândindu-ne și la răstignirea Lui și învierea Lui. Îți mulțumim, Doamne, că astăzi începem sărbătoarea celei mai importante vești din lumea asta, și anume că există vindecare pentru păcatele noastre. Și te rugăm frumos, fă ca această vindecare să fie personală. Te rugăm frumos, fă ca această veste să fie de aici încolo, răspândită prin colinz, vorbită la mese, rostită în rugăciuni. Și te rugăm frumos, fă ca toți cei care ne strângem astăzi, mâine, poimine, la sărbătoare, să nu uităm de sărbătorit. Doamne, n-am vrea să fim orbiți de daruri și să uităm de Cel care face darurile acestea. Și toate astea, Doamne, în numele Tău te rugăm frumos. În numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Amin.